Da, să tot petreci. Și că tot vin dragobetele, mai vorbim puțin despre iubire și ne uităm acum la surorile Bambi. Care nu mai sunt singure. Una dintre fete și-a găsit o dragoste secretă, cealaltă una interzisă. E cât se poate de clar acum că Denis Atanase l-a uitat pe Cătălin Cazacu, prins și el într-un triunghi amoros de toată frumusețea. Denis s-a afișat la lansarea noului videoclip al trupei Bambi cu mai noul ei amorez. Hai să vedem! Să și cântăm, o să vă placă. Și vorba aia, după ploaie vine soare, după plâns încep să dansezi și să cânti. Păi văd aici niște mesaje pe tricourile voastre, m-a luat plânsul numai cum am uitat la ce zice ea. Da, de ce e dragoste dacă e interzisă? De ce e interzisă, măi, Raluca? La tine e interzisă de mulți ani. În unele cazuri chiar este interzisă, în alte cazuri este secretă. Depinde. Deci la tine e interzisă și la ea m-am prins, e secretă? La mine e secretă, dar... Secretă? Uite, acolo l-a fost eu pe Mircea, nu prea mai e secretă? Da, e secretă, dar nu prea. Dar nu întâmplător avem noi tricourile astea pe noi acum, pentru că eu am lansat acest tricou pe care l-am pe mine, cu mesajul ăsta, ce amintire avem noi, nu au alții vise. A, deci deja știi că pe mine mesajul ăsta deja mă duce la altcineva, știi? Nu știu, spune. La cineva, la Cătălin. Păi, ai văzut ce e acolo? Eu am fost și căsătorită înainte să-l întâlnesc pe Cătălin, adică ai putea să te duci și mai departe de atât. Are și amantă, are și iubită. Serios? Două blonde, una mai deschisă și alta mai închisă, da. Cu Cazacu, așa știi? Iubita și amantă. Iubita. Da, nu știu, Cazacu are două prietene în acest moment, așa că două surori, știi? Da, nu se referă la noi. De ce ai amanta și tu ești iubita oficial? Întotdeauna iubita, da. De ce e dragoste? Da, se numește Iubirea mea secretă. Este o piesă cu mesaj, în primul rând, cu poveste, un videoclip cu poveste foarte frumos. Am filmat aproape o zi jumate la videoclipul ăsta. Unde? Să știi că în mare parte tot ce se întâmplă cu cariera noastră noi ne ocupăm. Bine, cam sora mea cam 70% și eu 30%. Ideea este că, în general, și ei și ele trăiesc o poveste de dragoste ori interzisă, ori secretă. Împărțim același bărbat pe Cristi în videoclip doar. Ce sunt cei cu ceilalți doi băieți, că v-am văzut și la alte emisiuni cu el? Care? Aveți doi băieți greci. Iubiții noștri. Chilii mele, am înțeles. Noi și în seara asta vom cânta împreună cu ei atât piese de ale noastre, cât și câteva melodii grecești. De unde i-ați pescuit, ca să zic așa? Eu i-am găsit, m-au ajutat colegii de la un alt post de televiziune care promovează tinere talente și uite așa am luat legătura, așa ne-am grupat, pentru că deja ne simțim așa ca într-o familie. Și ne place, deja ne simțim unul pe celălalt când cântăm, cântăm pe voi, sunt băieți talentați care știu muzică, la fel ca și noi. M-a săturat să ne iubim, doar cu lumina stinsă, departe de ei, aproape de noi, de s-ar afla de noi, ar fi motiv de război. Trăiți-vă iubirile secrete, da, pentru că sunt extrem de intense. Și trăiți-le pentru voi, în primul rând. Din e bine să fim egoiști când e vorba de iubire, să ținem lucrurile acolo aproape pentru noi. Nu vă prinde un paparazzi, ce? Foarte greu pentru noi, fiind în lumina reflectoarelor, să avem iubiri secrete, dar ne mai iese și nouă câteodată, să știi. Alesie, bă, că e mai potolită. Mie tocmai că nu prea mi iese. De ce e dragoste?